Curtea de apel Ploiești a judecat astăzi recursul în dosarul disponibilizării celor 300 de polițiști locali. Războiul dintre primarul Constantin Toma și proprii angajați a început odată cu aprobarea noii organigrame a primăriei Buzău. Pe motiv că face economie și respectă o decizie a Curții de Conturi, edilul orașului a propus concedierea a 300 de angajați. Actul administrativ prin care li s-a pecetuit soarta a fost atacat de oamenii legii la Tribunalul Buzău, iar magistrații au respins demersul primăriei. Constantin Toma a declarat recurs, iar astăzi dosarul a ajuns pe mâna magistraților Curții de Apel Ploiești. Instanța de judecată le-a dat însă dreptate polițiștilor locali și a respins recursul primăriei Buzău. Asta înseamnă că primăria este obligată să prindă cheltuielile cu salariile polițiștilor în buget, care va fi votat cel mai probabil la următoarea ședință de Consiliu Local. În plus, polițiștii locali vor rămâne pe posturi.